Bună ziua! În emisiunea de astăzi vă vom prezenta pe noul City Manager sau, cum se spune mai pe românește, noul administrator public al municipiului Piatra Neamț, domnul Sorin Potolea. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumim că ne-ați ales pe noi pentru prima prezentare. Haideți să o luăm de la început, cu CV-ul dumneavoastră. Cine sunteți din punct de vedere al CV-ului? Ca așa, dacă ar fi să începem cu locul și zona nașterii, sunt gălățean, dar de 30 de ani sunt pietrean. Adică, chiar dacă mă leagă foarte multe lucruri și copilăria de tinerețea de Galați, până la urmă, Piatra Neamț a devenit locul meu de suflet. Așa s-a întâmplat în viață, repartiții, căsătorii și toate celelalte. De meserie sunt economist, am o experiență destul de vastă în zona financiar-bancară, am coordonat grupuri de retail în sistemul bancar și la un moment dat am hotărât să închid relația cu sistemul bancar pentru că lucrurile deja mergeau într-o direcție mult prea centralizată și mult prea sistematizată și atunci ar fi trebuit să plec din Piatra Neamț, să mă întorc undeva, poate să merg spre București sau să caut altă oportunitate și am preferat împreună cu familia să rămânem în Piatra Neamț. Cum ați ajuns în poziția de City Manager? Poziția de City Manager. Eu am acceptat provocarea domnului primar de a colabora în cabinetul dumnealui acum un an și ceva, când m-a sunat și m-a rugat să mă alătur în echipe de consilieri. Nu-l cunoșteam dinainte decât poate prin diverse întâlniri ocazionale, dar nu l-am cunoscut efectiv. M-au rugat prietenii ai dumnealui și dânsul personal să vin în cabinet. Așa am ajuns în cabinet, am intrat în contact cu administrația publică, mi-am dat seama că e de lucru și în momentul în care Vlad Moscalu, fostul administrator public, a decis să plece, am considerat și domnul primar a considerat că e mult mai rapidă o soluție de numire. Puteam să apelăm și o altă variantă, probabil, dar a preferat să meargă pe varianta asta pentru a asigura o tranziție foarte rapidă de la vechiul administrator public către noi și în același timp să nu creăm prea multe, să spunem, dezechilibre în activitatea de zi cu zi, pentru că sunt multe proiecte în derulare și erau lucruri care ar fi fost un pic, poate, neplăcute pentru aparatul primăriei. Aveam experiență de aproape un an de zile, lucrasem cu majoritatea departamentelor din primărie și domnul primar a considerat că e bine să putem colabora în echipă împreună. Ați venit dintr-un domeniu în care totul funcționa pe proceduri, totul funcționa pe reguli, toți oamenii aveau pregătire continuă, că așa era la dumneavoastră, pregătire continuă. Ați venit dintr-un domeniu în care nu neapărat la primăria Piatra Neamț, în general în administrația publică din România este un hăirup, nimica nu este predictibil, legislația este de asemenea nepredictibilă. Cum vă descurcați în acest semi-haos față de ce ați avut înainte? Da, pe de altă parte, sistemul în care am lucrat eu cel mai mult, 20 de ani am lucrat în Raiffeisen, a fost destul de procedurat și din punct de vedere al, să zicem, similitudinii, nu prea sunt diferențe, cel puțin ca și organizarea cadrului legal. Marea problemă e, într-adevăr, cea legată de schimbările foarte rapide din legislație, mai ales în perioada ultimilor 2 ani au fost schimbări foarte puternice legate de absorbția de fonduri europene. N-aș putea spune neapărat că e haos, mai degrabă cred că e o lipsă de colaborare între departamente, și asta se vede, mai puțină transparență către cetățean și astea sunt lucrurile care probabil la care probabil va trebui să lucrez. E foarte importantă și experiența dumneavoastră pentru că veniți pe un fond de proiecte, sunt multe proiecte la primăria Piatra Neamț care din punct de vedere financiar, din cauza evoluției economiei, din cauza evoluției prețurilor, inflației, nu mai au nicio legătură cu ce și-au programat ei la început, cu ce este acum. Da, au nevoie de o salvare. Da, aici putem împărți lucrurile, hai să zicem, în trei. E bugetul local, care la momentul ăsta nu prea ne dă marjă de manevră. Suntem cu destul de puține
să zicem, posibilități de a mai face investiții noi, sunt doar investițiile care sunt în derulare și o să le vedeți deja în bugetul și sunt publice, bugetul programat pentru 2023. E cealaltă componentă de care spunea și dumneavoastră, componenta de fonduri europene care sunt în derulare 2014-2020, la care într-adevăr avem o componentă puternică de susținut din bugetul local și aici crește cofinanțarea de la zi la altă. Da, și aici o să vă spun la ce ne-am gândit. Și zona 3, zona de PNRR, unde în principiu contribuția primăriei nu ar trebui să fie spre zero sau deloc. E adevărat că la un moment dat probabil vor veni acele audituri finale și s-ar putea să ne trezim și aici cu surprize, dar alea sunt undeva la finalizarea proiectelor, deci undeva probabil în mandatele viitoare. E adevărat, la momentul ăsta în zona de proiectare și de aprobare nu s-au pus la bătaie contribuții proprii din partea primăriei. Pe zona cealaltă de contribuții proprii din partea primăriei pentru proiectele aflate deja în derulare, avem vreo două limitări. Unul e legat de termen. Undeva 2023 trebuie să închidem proiectele. 2023, da, dacă nu apar, să zicem, alte bucurii care ar trebui să fie pozitive pentru noi. Și a doua chestiune la care ne-am gândit e cum acoperim această diferență de finanțat din contribuția proprie. Și aici, mă rog, eu de anul trecut deja am lucrat cu colegii din primărie pentru o soluție de refinanțare a datoriei primăriei, să vedem în ce măsură piața va fi disponibilă. Am auzit destul de multe comentarii în piață legate de reîndatorare. Nu ne reîndatorăm. Ce ne interesează în momentul ăsta este să vă refinanțați. Refinanțăm cu costuri reduse, nu neapărat, sigur, e interesul clar al primăriei, dar e neetic și neeconomic să te refinanțezi cu costuri mai mari. Adică principalul scop care va trebui să ne-l arate piața, dacă putem să obținem costuri mai mici la finanțările pe care le avem în momentul ăsta în derulare, mai ales că, să zicem, roborul e destul de sus, undeva spre 8-9. Pe de altă parte, piața e destul de complicată acum, războaie și statul. Inflația a scăpat. Inflația va intra într-un regim, așa sperăm, cel puțin 2023. Mă rog, nu mai există elemente care sunt previzibile la momentul ăsta care se poată deturna zona de inflație. Undeva până în 2025 sunt reglementate prețurile la energie și atunci nu ar trebui să existe neapărat un impact pe inflație. Deci noi ne așteptăm ca undeva pe partea a doua anului să intre într-un trend de coborâre, numai că coborârea în general e mult mai lentă decât urcarea. Problema principală e că statul la momentul ăsta s-a împrumutat deja în dolari cu dobânzi destul de sus pe 30 de ani și dobânzile respective dau trend în piață. Asta e lucrul cu care va trebui să ne confruntăm în această emisiune de obligațiuni. E foarte important să aibă primăria pe cineva care se pricepe la acest segment, pentru că exact ce spuneați dumneavoastră acum, cofinanțările, din păcate, cresc de la o zi la alta. Din păcate, cresc de la o zi la alta și nicio primărie din România nu este pregătită pentru o cofinanțare la 50%. Toți sunt într-un colaps când ajung la cofinanțările astea. Dacă nu le pui, pierzi proiectul, trebuie să dai și alți bani înapoi. Acum, noi ne-am în afară de aceste obligațiuni, v-ați mai gândit la vreo variantă? Aveți un backup? Ca și soluție, nu suntem atât de, să zicem, atât de blocați de pentru că avem finanțarea de la BCR care e destul de permisivă. În cel mai rău caz putem discuta și, de fapt, nu în cel mai rău caz. În primul rând va trebui să discutăm cu BCR-ul soluția. Adică emisiunea de obligațiuni este, de fapt, backup-ul. Prima discuție va fi cu BCR, cu finanțatorul principal, pentru că celelalte bănci nu mai sunt în zona de finanțare. CECU s-a rambursat, Alpha Bank l-a rambursat la finalul anului. Deci va trebui o primă discuție cu BCR, să vedem în ce măsură nu găsim o soluție împreună cu ei. Și abia după aia vom ajunge la emisiunea de obligațiuni. Deci, de fapt, cam așa se vor pune problemele. În afară de presiunea financiară, care de departe va fi una foarte, foarte mare, ce vă propunem să faceți din poziția de administrator public? Da. Care e viziunea dumneavoastră? Sumară, da, că sunteți la început. De acord, pe de o parte, faptul că sunt la început, pe de altă parte, nu sunt nici făt frumos, nici harapalp și nu mi-am dorit
să fiu vreodată în rolul unor asemenea personaje. Timpul e scurt, nu putem vorbi de viziune până la urmă pe 2 ani. E mai degrabă o chestiune tactică de moment, să vedem cum derulăm proiectele aflate în execuție. Și, sigur, ce pot face eu în momentul ăsta, până la urmă trebuie văzută toată activitatea în 3 dimensiuni. Una dintre dimensiuni e echipa cu care lucrezi, cealaltă dimensiune e cea legată de cetățeni și cealaltă dimensiune e legată de rezultatele pe care le pui la bătaie, sau, mă rog, scopul final până la urmă. Pe fiecare dintre zonele astea e de lucru. În zona echipei, cred că e partea de colaborare, ce spuneam mai de mult. Și faptul că în anumite zone suntem depășiți ca și capacitate, nu exclud că probabil sunt zone în care nu avem cu toții de treabă, dar poate sunt și zone, nu poate, sigur sunt zone în care suntem depășiți de capacitate și aici probabil va trebui să abordăm mult mai pragmatic lucrurile, adică să încercăm să ne așezăm pe obiective, pe proiecte mult mai mari și să nu mai împrăștim în proiecte mărunte, pentru că e adevărat. Aduc toate, până la urmă, creșterea calității vieții în comunitate, dar un proiect mare are mult mai mult impact în și pe orizontală și pe verticală. Asta ar fi, să zicem, una dintre dimensiunile la care lucrez. Să vedem cum întărim echipa și cum întărim zona de colaborare în cadrul primăriei, pentru că asta e zona care m-a impresionat în sens negativ, dacă pot spune așa, de la primul contact cu primăria. Deci colaborarea, și nu neapărat din motive strict, să zicem, birocratice, probabil orgolii și n-au existat niște proceduri, niște maniere de abordare a unor lucruri care se poată duce spre colaborare. Asta e probabil zona care va trebui foarte puternic să umblăm. Pe zona de rezultate... Vă gândiți și la schimbări de personal? Nu intră în zona mea de competență. Zona mea de competență e partea de implementare proiecte și partea de... Păi și acolo trebuie să aveți cu cine să lucrați. Acolo vor trebui oameni. Deci e clar că ce am încercat să fac anul trecut și apropo de, mă rog, schimbat sau neschimbat, am încercat să facem un pas spre obiective mult mai... Da, e termenul ăsta care... specialiștii îl știu, e acel obiectiv SMART. Din păcate, în momentul când am venit în primărie, m-am trezit cu obiective destul de puse ca să fie. Și deja de anul trecut am lucrat la zona de obiective. Probabil că asta va trebui să fie preocuparea principală acum la început de an. Stabilirea unor obiective cu oamenii, cu echipa, foarte, foarte clare, măsurabile, ca oamenii să știe ce au de făcut, realiste, deci să nu avem surprize că le cerem nu știu ce, și, mă rog, cu evaluări periodice sau, mă rog, discuții periodice ca să putem asigura nu doar la final o poză, ci să știm ce s-a întâmplat pe parcurs. Și asta e, cred că, primul lucru care trebuie făcut într-o echipă de tipul ăsta, stabilirea unor obiective foarte clare cu care vor trebui să lucreze. Din fericire, și zona tehnică și zona de implementare proiecte au obiective care pot fi stabilite destul de clar. Nu sunt zone, să zicem, mai gri așa. Asta e... Eu nu mi-am propus niciodată. Și când am venit în sistemul bancar, m-au întrebat oamenii dacă dau afară. În sistemele în care am venit... Nu neapărat de dat afară, dar mutat fiecare la locul lui. Da, asta va trebui, probabil că asta e cheia. Într-o colaborare, de fapt, asta e de fapt cheia. Ca omul potrivit să fie la locul potrivit și să poată colabora cu partenerii lui care sunt și ei la rândul lor la locul potrivit. Că altfel nu iese treaba cum ar trebui. Sunteți deja de un an de zile în zona primăriei. Ce credeți că ar trebui schimba prima oară? Dacă ar trebui ceva schimbat, ce ar trebui schimbat prima oară? Nu schimbat, corectat, aranjat. Unde ar trebui să se concentreze puțin acțiunea în primărie? Simplificarea foarte mult a fluxurilor interne. Deci avem foarte multe fluxuri interne care s-au moștenit, s-au întâmplat de la zi la zi și așa le-am perpetuat. Iar la nivelul primarului și la nivelul cabinetului primarului, foarte greu să stabilești într-o săptămână ce e acolo. E o chestiune care trebuie să o facem împreună. Deci trebuie să luăm fiecare departament în parte și să vedem unde sunt lucrurile care
se repetă, unde sunt lucrurile. Nu mai aveți nevoie de 7 semnături pentru o clanță. O altă chestiune care cred că trebuie neapărat discutată și am discutat deja cu domnul primar, e partea de delegare de autoritate. Deci sunt zone în care pentru o simplă semnătură, pentru un simplu aviz, se ajunge la viceprimar, ceea ce mie mi se pare cu totul absurd. La fel, digitalizarea pe care, mă rog, am început-o, e început în primărie deja, de când am venit eu deja, început în proces, dar l-am dinamizat. Acolo, în momentul în care ai deja documente în cadrul primăriei, ar trebui anul următor, când vii la revizuire, să nu mai solicităm ce e nou. Altceva ar trebui să-l ai deja acolo. Acum solicităm prin camera 20 același document încă o dată și încă o dată și încă o dată. Pentru că nu, fluxurile, după părerea mea, sunt principalul inamic în primărie. Deci fluxurile de documente sunt principalul inamic. Ca să rămânem pe zona de paralele, că putem să facem o paralelă, ați venit dintr-un domeniu în care noțiunea de formare profesională continuă avea valoare. Vă gândiți să o implementați? Poate ar fi nevoie, și, iarăși, repet, nu neapărat în primărie, pentru că, în general, în administrația publică locală, nu credeți că ar trebui implementat acest sistem? Sistemul, să-și facă update la cunoștințe? Sistemul, din fericire, legislativ sau legal, există. Deci există obligația fiecărui primar și a fiecărei primării, dar și nu numai primării, a fiecărei instituții publice, de a-și prevedea în bugetul anual cheltuieli cu aceste școlarizări. Din păcate, ce cred eu că lipsește? Lipsește o coordonare la nivel, să zicem, nu pot să-i spun central. Acum se încearcă în Agenția Funcționarilor Publici monitorizarea procesului ăsta de pregătire și mie mi se pare că e un pas mult înainte, pentru că dacă lăsăm la dispoziția primarilor sau la dispoziția, eu știu, departamentelor din primărie, ce oameni își trimit la curs și ce oameni nu își trimit sau ce buget alocă, nu ajungem la un cap. Deci probabil că aici va trebui, în PNRR am văzut, sunt câteva componente pe partea asta de formare profesională, dar e mult. Din păcate sau din fericire, cei care lucrează în primărie, majoritatea vin cu bagajul de cunoștințe din afară. Adică foarte greu fac pregătirea individuală, fac pregătire, participare la diverse întâlniri, dar nu e acel plan de pregătire profesională care să aibă continuitate, să aibă, eu știu, un obiectiv pe final. E doar o pregătire care ține de fiecare departament în parte, cât de implicat e sau cât de mult își dorește să se îmbunătățească ca și nivel de performanță. Asta e o chestiune care m-a surprins. Licențe destul de vechi în sistem, nu numai în primărie, dar în general, în sistemul public, licențele informatice sunt destul de vechi. Sistemul ăsta nu se mai fac update-urile. Update-urile se fac la nivelul aplicației de atunci. Da. Ce m-a bucurat e că mulți, foarte mulți dintre colegii noștri au cunoștințe, din fericire le au din afară, deci nu din zona sistemului în care lucrează. Asta e o problemă și probabil în momentul în care vom avea bugete locale mai consistente, ar trebui să alocăm mult mai mult și acum nu neapărat banii sunt problema, cât planificarea asta a echipelor care să meargă la pregătire. Da. În afară de proiecte, al doilea obiectiv, am înțeles, o să vă concentrați pe proiecte și pe implementarea lor. Deja sunt foarte multe. Nu cred că a avut primăria pe atrem, nici nu visa să aibă atâtea proiecte simultan. Da. E un multitasking destul de greu pentru administrația locală. Dar în afară de aceste proiecte, un obiectiv secundar care ar mai fi? Colaborarea cu celelalte instituții cu care lucrăm în piață. Chiar astăzi am avut întâlnire cu administratorul public de la județ, pentru că am constatat că avem foarte multe... Eu am o piesă, o poantă la care mă gândesc sau pe care o promovez foarte des în momentul când mă întâlnesc cu oameni care își pun problema asta. Îi întreb ce văd doi pisoi când se uită pe o țeavă, unul într-un capăt și unul într-un capăt. Și dintotdeauna răspunsul e ciudat, că ba nu văd nimic, ba să văd unul pe celălalt. Și răspunsul meu e nu văd nimic, pentru că unul se uită marți și unul joi. Exact, asta e zona la care va trebui să lucrăm. M-am bucurat de deschiderea domnului Brașoveanu astăzi.
Am avut ca primă discuție foarte multe puncte comune de contact. Sunt proiecte la care ei lucrează și în care și-au dorit să vadă și poziția noastră. Sunt proiecte la care noi lucrăm și va trebui să colaborăm. Deci cred că a doua zonă în care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție, fapt care până acum poate a fost și din... Am văzut că se colaborează în sfârșit și cu apa servă. Începem, da. Pentru că din tot ce înseamnă proiecție europeană, ei iau în calcul această colaborare, inclusiv tot ce înseamnă zone urbane funcționale, zone metropolitane. Ei își pun în calcul dezvoltarea pe acest tip de abordare. Dar dacă noi nu facem vreun pas către direcția asta, nu ajungem la un capăt. Și atunci, o zonă în care mă voi uita foarte bine va fi partea de colaborare cu instituțiile din județ. Și cred, am început din momentul în care eram în cabinet, am început partea de, da, au fost destul de multe comentarii, partea de reașezare a tot ce înseamnă subsidiare și echipă a societății ale Consiliului Local. Deci împreună cu Consiliul Local încercăm să găsim soluții pentru a fluidiza, pentru a concentra anumite sectoare. Nu mai avem atât de multe, în afară de partea de costuri, AGA, CEAUR și celelalte, dar sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate jumătate de o societate, altă jumătate de altă societate și tot așa, cu tot felul de... Și asta iarăși e o prioritate la care am lucrat și lucrez în continuare. Va fi foarte greu, pentru că sunt foarte zăpăcite, ca să le spunem așa, toate lucrurile. Sunt o bucățică acolo. Până ce o să le adunați înapoi, s-ar putea să apară sincope în activitatea firmelor. Că da, pe de altă parte, din experiența anilor trecuți, nu ne mai propunem să mergem cu mai mult odată și cu, să zicem, cu termene foarte scurte, pentru că aparatul public nu reacționează la viteza cu care a fost obișnuit și, mă rog, cu care și domnul primar, când a venit, și-a dorit foarte multă viteză, transparență, dar realitatea alta și din motive legate de legislație și din echipă și sunt multe. Da, este foarte interesant tot ce mi-a spus dumneavoastră. Acum să le vedem și realizate, pentru că depinde foarte mult de oamenii care îi aveți în echipă. Eu totdeauna spun că secretul este să conduci o echipă cu oameni mai deștepți ca tine. Dar e puțin probabil în administrația publică din România să găsești o echipă în care tot să fie omogen și să vrea să tragă la aceeași căruță. Nu, m-aș întoarce la ce a spus dumneavoastră mai devreme. Din punctul meu de vedere, nu e nimeni mai deștept decât celălalt, sau mă rog, probabil fiecare avem părerea uneia despre celălalt și despre noi înșine. Problema e să pui omul potrivit la locul potrivit. Cred că asta este și într-o societate comercială lucrurile astea sunt mai ușor de făcut. Într-o zonă care lucrezi cu funcționari publici e mai greu, dar dacă comunici cum trebuie, dacă lucrurile merg în direcția care trebuie, eu sunt convins că oamenii înțeleg și acceptă. Da, e clar că e vorba de o schimbare. O singură chestie aș mai vrea să discut cu dumneavoastră, să văd punctul dumneavoastră de vedere. Lucrurile evoluează extraordinar de repede, mult mai repede decât societatea. Impunerea unor norme noi, supravegherea, reducerea noxelor, reducerea mersului cu mașina, reducerea locurilor de parcare. Credeți că oamenii sunt pregătiți pentru ce vreți să le faceți în Piatra Neamț? Nu zic că este rău sau bine. Aveam două alternative. Credeți că populația este pregătită pentru acest, cum îi spuneți dumneavoastră, evoluție mai rapidă? Avem două alternative. Una e cea în care să rămânem într-o zonă în care eram poate stațiune turistică zen și o zonă în care și o direcție în care acceptăm provocarea. Din fericire pentru noi, provocarea asta este etapizată la nivelul Uniunii Europene pe programe de finanțare și nu prea poți să pierzi pașii. Dacă ai pierdut pasul cu partea de culoare de mobilitate, când vin proiectele următoare, nu prea poți să mai apelezi la proiectele următoare pentru că nu ai primul pas făcut. Și, mă rog, au fost destul de multe discuții în primărie dacă continuăm aceste proiecte. Până la urmă am ajuns la convingerea că mai bine le continuăm cu ajustările care s-au putut face pe parcurs, în sensul de a avea o contribuție
proprie mai mare. Aduceți-vă aminte că a trebuit să venim cu rețeaua de apă de la un capăt la altul, care din Angel Saligny. A trebuit să revedem un pic covoarele asfaltice, cum au fost ele gândite. Deci au fost câteva lucruri care au schimbat, să zicem, proiectul inițial. De-aia au apărut și diferențe de, afară diferențele cerute de piață, au apărut și diferențe de concept, de la faza de proiect până la faza reală de demarare a contractului. Da, niciunul dintre noi nu cred că e pregătit pentru schimbările care se întâmplă. Pe de altă parte, ce preferă? Să stăm să contemplăm sau să intrăm în schimbare? Eu asta încerc să... Am avut și o situație în care am stat și am contemplat și rezultatul a fost că mulți parteneri și prieteni de-ai mei au fost mult mai departe și am avut momente în care n-am știut în ce intru, am intrat și am constatat că dacă îți atragi o echipă de oameni buni lângă tine, dacă îți pui un obiectiv la capăt, nu ai cum să nu ajungi. Deci, până la urmă, e adevărat, va fi o perioadă grea. Din fericire pentru noi, eu cred că va fi relativ scurt. Adică undeva un an de zile, anul ăsta va fi foarte greu, 2023. După care lucrurile pe care le vom face, le vom face pe culoarele care vor intersecta, culoarele principale și n-ar trebui să mai fie atât de agresive. Și faptul că schimbăm coloana de apă de la un capăt la altul al orașului e o zonă care... O să vă dea un confort foarte mare peste 2-3 ani, când ajungeam în colaps, cum este Bacău acum, că au cuburi de apă pe la marginea străzilor. Da. Dacă nu se făcea investiția asta acum, da, peste 2-3 ani de zile... Da. Acum noi lucrăm deja la proiecțiile pentru exercițiile financiare următoare și ne-am propus cu prioritate să abordăm tot ce înseamnă noduri de comunicații, pentru că nu mai discutăm. Deci tot ce înseamnă noduri de comunicații în momentul ăsta între culoarele principale, însemnând Ceahlăul, Spitalul, cum a fost abordat cel de la piață, că s-a făcut un supliment la podul inițial, aici va trebui o regândire, podul nou va fi făcut, dar va trebui o regândire pe tot ce înseamnă nod de comunicații. Deci asta va fi una din prioritățile pe care noi le vedem pentru exercițiul financiar următor, deci tot ce înseamnă noduri de comunicație principale ale orașului, zona Ceahlău, zona Spital, zona Pauliștea, partea aia, și o altă prioritate, dar care de data asta e de foarte stringentă actualitate, e zona de parcări. Asta pentru că noi am desființat, nu se vede în momentul ăsta, ele sunt desființate faptic, dar încă se poate parca pe încă ele. Se poate parca. În momentul în care vom intra pe partea de culoare va fi greu. Și atunci una dintre prioritățile anului 2023 și de aici încolo va fi zona de parcări. Asta va fi chiar am să vă rog, pentru că sunteți un om al cifrelor, am să vă rog la următoarea întâlnire să-mi spuneți dumneavoastră cum se poate rezolva problema aceasta matematică cu 30.000 de mașini matriculate în Piatra Neamț și 18.000 de locuri de parcare. Pe verticală și în subsol. Da, dar până ce se rezolvă, vin amenziile, vine poliția locală. Bun. Deci este undeva o... Dar nu acum, să vă rog, bun, la următoarea emisiune să discutăm acest lucru, pentru că sunt multe paradoxuri matematice și nu numai la Piatra Neamț, peste tot, pentru că din păcate, asta e un paradox mondial cu parcările, adică nu e o soluție care să o fi rezolvat. 30 de ani de zile le-am cam lăsat. N-am lăsat pe mâine ce putem face poi mâine. Din păcate, cam așa am funcționat. Aș fi cinic în momentul ăsta dacă v-aș spune într-o țară alăturată nouă, care are război acum, în al doilea război mondial, au beneficiat de distrugeri masive, ca să între ghilimele, și au avut intuiția extraordinară de a reconstrui, deci au reconstruit clădirile pe proiectele inițiale, dar nu pe amplasamentele inițiale. Deci au lărgit bulevardele foarte, foarte mult și acum nu au problemele astea. Noi, din păcate, n-am creat spațiile astea pentru viitor și atunci probabil că va trebui să ne ducem în subsol și în vertical. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la emisiunea noastră. Succes! Aveți mulțumesc. Un cec în alb din partea noastră să vedem ce mulțumesc. O să faceți și mai discutăm peste un timp. Ne vedem, cu plăcere! Vă mulțumesc! O seară plăcută!